Câți ani de când ești dirijorul corului Flori și Stele? 37. În septembrie. Ia să vedem, știi? Data. 15. 15 septembrie. Da, René cu aspiratorul, oh, spală vase. Numai el. Eu sunt responsabil. Flori și Stele, așa într-un nume generic. Câte generații de copii au trecut pe acolo? Sau câți copii ați făcut un calcul? N-au știe nimeni, nu? Cred că sunt peste 500. A, copii? Copii, copii. Vreo 520, peste 520. Să știi că e copilul prin credință. La ce te referi când spui asta? Pentru că eu la două luni era să-l pierd și nu mai aveam voie să mai am încă un copil pentru că aveam niște probleme de sănătate. Am făcut o hepatită pe sarcină și au vrut să-mi întrerupă sarcina. Eu am dat iscălitură că nu voi renunța la copil. Își ghibez studio ilegal din Clanț. Am făcut un studio de înregistrare. Dar nu ți-a fost frică? Aoleu. Era o carte care se numea Flori și Stele când eram eu. Da, s-au adunat. Dar era creată de voi, nu? Nu, este creată de prima generație. Noi avem vouă, dragi copii. Și am avut mare satisfacție la începutul emisiunii să aud una dintre cântările pe care le-am primit noi. Asta a fost cele. Scuze. Niciun fel de problemă, că la noi aici la Autentic se lăcrimează. Au fost cupluri care s-au format în cor și care s-au căsătorit? Da. Eu lucram în fiecare duminică și mi-a zis, te duci până la Cluj. L-aveam și pe Rareș. Te duci la Cluj și să ceri dezlegare de la tatăl tău, să renunți la credința ta. Face playback Flori și Stele?